Bun găsit, sunt Ela Stângă. Sala de sport a școlii numărul 15 a găzduit astăzi întrecerile unei competiții de fotbal derulată în cadrul unui proiect al Facultății de Educație Fizică în colaborare cu pedagogicul din Severin și partener din Cladova. Competiția a fost câștigată de echipa Colegiului Pedagogic Ștefano Dobleja, important fiind însă faptul că acest proiect va continua. În sala de sport a școlii numărul 15 s-au desfășurat în această dimineață întrecerile unei competiții de fotbal la care au participat echipe de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Drobeta Turnu Severin, Colegiul Pedagogic Ștefano Dobleja și oaspeți de la Colegiul Tehnic din Cladovo. Competiția este cuprinsă într-un proiect care, evident, nu putea să nu cuprindă și sportul. Acțiunea care se desfășoară în Drobeta Turnu Severin este o continuitate a schimbului și a parteneriatului cu Școala Tehnică din Cladovo, Liceul Pedagogic Severin și Facultatea de Educație Fizică, pe care o reprezint. Primul meci s-a desfășurat în luna iunie la Cladovo și era acum. Am primit cu mult entuziasm și căldură pe prietenii noștri de la Școala Tehnică de care am amintit. Se dorește o continuare a acestei tradiții, o să extindem acest parteneriat. M-am gândit și la alte licee care sunt dornice de participare la un turneu organizat atât la noi cât și la ei. Alături de Facultatea de Educație Fizică și Sport, partener în acest proiect este și Colegiul Pedagogic Ștefano Dobleja din Drobeta Turnu Severin. La inițiativa Facultății de Sport, împreună cu colegii noștri din Serbia, am organizat această mică întrecere sportivă cu caracter de prietenie, să spunem așa. Va continua acest proiect și în perioada următoare? Da, urmează ca și noi să mergem în vizită la vecinii noștri și să continuăm legătura pe care o stabilim acum. În semifinalele competiției, echipa Facultății de Educație Fizică și Sport anul întâi a învins cu 8-1 Colegiul Tehnic Cladova, în timp ce Colegiul Pedagogic Ștefano Dobleja a administrat un sec 7-1 studenților din anul al doilea al Facultății de Educație Fizică și Sport. În finala mică aceștia au învins cu 5-1 oaspeții de peste Dunăre, în timp ce locul întâi a revenit Colegiului Pedagogic Ștefano Dobleja, după un 9-4 cu echipa anului întâi de la Facultatea de Educație Fizică și Sport. O competiție binevenită care va fi organizată și în anii viitori. Asociația Județeană de Fotbal a programat jocurile unei noi etape din Liga 4, care pare a aduce jocuri destul de ușoare pentru echipele plasate pe primele 3 poziții ale clasamentului. CS Baia de Aramă speră să continue seria jocurilor încheiate numai cu victorii până în această etapă. Începând de astăzi, sunt programate jocurile etapei a 11-a din cadrul Ligii a 4-a la fotbal, în care CS Baia de Aramă va evolua la Agromec și Mian, Phoenix va întâlni în deplasare Viitorul cu Jmir, în timp ce Recolta Dânceu pare avea un joc relativ ușor pe teren propriu cu CS Strehaia. În restul etapei se vor disputa partidele. În clasament continuă să conducă CS Baia de Aramă cu 30 de puncte, urmată de Recolta Dânceu și Phoenix. Neoficial s-ar părea că Phoenix, după jocul cu Dânceu, ar cam vrea să se retragă din Liga 4, ceea ce noi sperăm să nu se întâmple, pentru că acest lucru ar deregla din nou programul returului acestei ediții de campionat. Am intrat în weekend, dar ne vedem și mâine. Până atunci vă salut cu drag și vă doresc numai bine. Sunt la stângă pe mâine!